at speed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Actorul Florin Piersic, internat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca după ce a fost operat la genunchi la Spitalul Militar, este transferat marți seară cu un avion SMURD la București. Transferul a fost cerut de familie pentru continuarea tratamentului. Avionul SMURD cu care este transportat se afla în Ungaria, unde participa la un exercițiu NATO. Transferul actorului Florin Piersic de la Cluj-Napoca la București a fost cerut de familia actorului. El va continua tratamentul cu antibiotice și pentru problemele legate de proteza de la genunchi, fiind în stare bună, a declarat managerul Institutului Inimii din Cluj-Napoca, Florin Crișan. De altfel, reprezentanții Inspectoratului General de Aviație au anunțat că, marți seară, este în desfășurare transferul unui pacient de la Cluj-Napoca la București. În aceste momente, avionul SMURD numărul 1123 execută o misiune secundară pentru transportul unui pacient cu afecțiuni cardiace de la Cluj-Napoca la București. La primirea solicitării, avionul SMURD se afla implicat în exercițiul NATO Vigorous Warrior 2024, desfășurat în Ungaria. În jurul orei ora 19:15, aeronava a decolat din zona de desfășurare a exercițiului, respectiv baza aeriană Papa din Ungaria către Cluj-Napoca. În aceste momente, aeronava se află pe aeroportul internațional Cluj-Napoca, în procedura de transfer a pacientului către echipajul aeronavei, urmând să decoleze către București, unde va preda pacientul, a transmis IGAV. Florin Piersic, în vârstă de 88 de ani, a fost operat la genunchi la Spitalul Militar Cluj-Napoca, ulterior fiind transferat la Institutul Inimii din Cluj-Napoca pentru a fi supravegheat de medici. Florin Piersic a ajuns la terapie intensivă la Institutul Inimii din Cluj pentru a fi supravegheat de medici, având în vedere vârsta înaintată și faptul că are montat un stimulator cardiac. Actorul a fost operat după ce i s-a făcut rău la finalul unui spectacol, iar medicii au constatat că avea o infecție la un genunchi, infecție care se pare că s-a extins.